Na, că și eu am un admirator. Ia, serios? Și am aici două, nu una. Ce ia? Eu am la bomboană, tu ce arată? Păi uite. Vezi? E. Domnul Florin a avut grijă de mine și mi-a dat și mie două bomboane. Da, dar mea e cu băț, a ta nu e cu băț. E ce mai ce să mai zici. Da. A mea e cu lămâie, da? A, bun. Hai să trecem mai bine la Kate Middleton, care este însărcinată. Ce veste bună. Ducesa de Cambridge și prințul William vor deveni părinți pentru a treia oară. Așa e, vestea cea mare a venit chiar de la reprezentanții Palatului Kensington. Totuși, Kate Middleton a dat de înțeles la un moment dat că ar putea fi din nou însărcinată. Aflați totul chiar acum, precum și câteva secrete din familia regală. Familia frumoasă a ducesei de Cambridge, Kate Middleton, și a prințului William se va mări cu încă un membru. Iată cum a sunat anunțul oficial al reprezentanților Palatului Kensington. Altețele lor regale, ducele și ducesa de Cambridge, au plăcerea să vă anunțe că ducesa de Cambridge va aduce pe lume al treilea copil. Regina și membrii celor două familii sunt încântate de această știre. Alteța sa regală nu va mai participa azi la evenimentul planificat la Road Children's Center din Londra. Probabil că anunțul nu ar fi fost făcut dacă ducesa nu ar fi avut stări de rău. Kate este însărcinată în mai puțin de 3 luni și, la fel cum s-a întâmplat și la primele sarcini, primește îngrijiri medicale acasă pentru siguranță și confort. Cum s-a întâmplat și în cazul celorlalte două sarcini, ducesa are o sarcină toxică. Înălțimea sa nu va mai putea onora îndatoririle regale de astăzi de la Hornsey Road Children's Center. Ducesa are parte de îngrijirile necesare la Palatul Kensington. Se mai precizează în respectivul anunț. Cu toate acestea, cea de-a treia sarcină a ducesei de Cambridge nu este tocmai o surpriză. În urmă cu o lună, pe când ducele și ducesa de Cambridge se aflau într-o vizită oficială de 5 zile în Polonia și Germania, Kate a făcut o glumă care a pus pe gânduri întreaga lume. Mai exact, în drumul spre Palatul Prezidențial, Kate și prințul William s-au oprit conform protocolului pentru a saluta polonezii. Bineînțeles, aceștia i-au întâmpinat cu mare entuziasm, mulți dându-le flori și cadouri. Unul dintre cadouri a fost un ursuleț de pluș, care era potrivit mai degrabă unui nou născut. Atunci Kate Middleton l-a acceptat și a glumit spunând că va trebui să mai facem un copil. Acesta a fost momentul în care s-au născut speculațiile că ducesa este însărcinată. Fanii cuplului regal au reacționat imediat, specificând faptul că prințul William are doar un frate, Kate Middleton a crescut într-o familie cu 3 copii, iar regina Elisabeta are 4 copii, iar zvonurile s-au adeverit până la urmă. Chiar ducesa de Cambridge a declarat într-un interviu acordat unei publicații americane că familia este foarte importantă pentru ea. Eu când am crescut am fost foarte norocoasă. Familia mea a fost cel mai important lucru pentru mine. Mi-a oferit condiții de siguranță să cresc și să învăț. Și știu că am avut norocul să nu mă fi confruntat cu probleme serioase la o vârstă fragedă. Dacă suntem îngrijorați, supărați, singuri sau nervoși, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să vorbim cu cineva despre ceea ce ne supără. Poate cu mama, cu tata, un profesor sau un prieten, a spus ducesa. Totodată, Kate a vorbit și despre cei doi copii, prințul George și prințesa Charlotte. Aceasta a mărturisit că vrea să le inspire valori pe care le-a învățat de la părinții ei. Părinții mei m-au învățat despre importanța unor calități, precum bunătatea, respectul și onestitatea, și am realizat cât de valoroase mi-au fost aceste calități de-a lungul vieții. De aceea, eu și William vrem să învățăm pe copiii noștri, George și Charlotte, cât de importante sunt aceste lucruri în viață, a mai spus Kate. În plus, ducesa încearcă să păstreze o legătură strânsă și cu copilăria soțului ei. Astfel, deseori, prințul George este îmbrăcat în ținute care îi aduc aminte prințului William de ținutele alese de prințesa Diana pentru el. Dar în niciun caz, Kate nu își îmbracă copiii în ținute costisitoare și create de designeri. Motivul? Kate nu dorește să creeze agitație în jurul designerilor și brandurilor pe care le poartă copiii ei și vrea să arate că familia regală britanică este cât se poate de normală. Chiar și pentru portretele oficiale, Kate a optat mereu pentru hăinuțe ieftine pentru cei doi copii. Totuși, admiratorii familiei regale au remarcat un aspect curios în legătură cu ținutele pe care le poartă, îndeoseb prințul George. Indiferent de circumstanță sau de vreme, băiețelul familiei regale este îmbrăcat în pantaloni scurți. Explicația acestui lucru ține de tradiția de secole a casei regale britanice. Mai exact, încă din secolul al XVI-lea, băieții din familiile aristocrate sau regale sunt îmbrăcați în pantaloni scurți sau culot anglez, până la împlinirea vârstei de 8 ani. Iar iarna, prințul George
George va purta pantaloni lungi, însă nu va apărea îmbrăcat astfel în fotografii. Iar dacă cel de-al treilea copil al ducilor va fi băiat, va respecta aceleași reguli vestimentare. Kate și William s-au întâlnit pentru prima dată în 2001, în timp ce amândoi studiau la Universitatea St. Andrews din Scoția. Au avut parte apoi de o nuntă ca în povești. Kate și William s-au căsătorit pe 29 aprilie 2011, iar ceremonia a avut loc la Catedrala Westminster din Londra. După terminarea slujbei religioase, Miri s-a întors la Palatul Buckingham într-o trăsură deschisă. Kate a purtat o rochie creată de Sarah Burton, director de creație la celebra casă de modă Alexander McQueen. Rochia a fost realizată din satin cu dantelă aplicată pe corset și pe fustă. Trena rochiei a măsurat aproape 3 metri. Lucrătorii care au cusut rochia s-au spălat pe mâini la intervale de 30 de minute pentru a nu murdări materialul, iar acele de cusut au fost înlocuite la fiecare 3 ore. Pe de altă parte, ducele de Cambridge a ales să poartă uniforma regimentului de gardă irlandez, adică tunică roșie cu butoni aurii, caschetă neagră și mănuși albe, afișând un rang de colonel. Asta deși el servește ca locotenent de zbor în Royal Air Force și deține de asemenea echivalentul rangului de locotenent din Marina Regală. Uniforma a fost realizată de către o casă de modă militară și civilă care se află în grațiile reginei. William nu a purtat sabie la intrarea în biserică. La 2 ani de la nuntă a venit pe lume prințul George, urmat după 2 ani de prințesa Charlotte.